Atacantul Jos Santos, venit la Politehnica sub formă de împrumut pentru un sezon de la Sheriff Tiraspol, este de fapt mijlocaș lateral. Flaviu Stoican a declarat însă că poate conta pe el și în faza de atac, deoarece este un jucător polivalent care poate acoperi mai multe posturi. De la mijloc în sus, el poate să joace pe fiecare post. Postul lui de bază este mijlocaș lateral, dar a jucat și vârf împins și al doilea vârf. Deci de la mijloc în sus poate să joace orice post, depinde unde vom avea nevoie, unde voi avea nevoie și depinde și de adversar. Jos Santos nu va putea evolua în partida împotriva celor de la CFR pentru că așteaptă încă să obțină de la Serviciul pentru Imigrări actele pentru șederea legală în România. Nici o șansă la meciul acesta pentru că sunt de făcut, eu știu, actele acelea la Imigrări și durează mai mult. Cât despre Calu, fundașul adus săptămâna trecută, Flaviu Stoican nu va putea conta nici pe acesta pentru partida din weekend. Calu face separat, a avut o problemă medicală și face separat. Eu sper ca duminică să-l am în lotul echipei prezent pe teren. Calu s-a accidentat într-un mod nu tocmai obișnuit. Este o problemă nu foarte gravă, adică a avut mai pe românește, a picat cu bicicleta și a avut o problemă mai așa mai superficială, nu e ceva grav, dar nu face cu noi și asta este un lucru care mie nu-mi convine, dar sigur am răbdare. În prezent, conform profilului de bază a jucătorilor, lotul lui Flaviu Stoican este alcătuit din 3 portari, 8 fundași, 13 mijlocași și 2 atacanți.